Pentru a pătrunde în delta, am ales calea vechilor corăbieri greci, care veneau de la sud, căutând adăpost împotriva furtunilor în golful Mării Negre, Halmiris. Halmirisul de odinioară este lacul Razel de astăzi, lac cu ape îndulcite din nordul Dobrogei. Alături de întinderile deltei, în continuă schimbare, se înalță străvechii munți hercinici, martori ai tuturor transformărilor continentului nostru încă din Paleozoic. Căutând un reper geologic pentru trecutul deltei, am ales insula Popina, o insulă înconjurată de apele Razelului. Câteva mii de ani în urmă, o insulă scăldată de valurile mării. Golf marin, devenit cu timpul lac cu ape puțin adânci, Razelmul împreună cu Popina sunt astăzi prizonieri ai deltei, care s-a extins cu mult spre sud. Insula Popina are maluri stâncoase, iar plajele ei aurii sunt formate din nisipuri fine rămase de pe vremea când în jur se întindea marea. Am acostat aici cu permisiunea Academiei de Științe. Insula, sălbatică și pustie, este o rezervație naturală păzită cu strictețe. Pe harta deltei nu mai există pete albe. Totuși, faptul că începeam călătoria noastră prin delta cu această insulă neumblată ne dădea iluzia că pornim la descoperirea unei lumi necunoscute. Pentru un geolog, Popina este o carte deschisă în care se poate ușor desluși trecutul îndepărtat al acestor locuri. Vechile stânci acoperite cu pământ și vegetație de stepă sunt vecine aici cu desișuri de stuf și insulițe născute din aluviuni cu totul recente. Locul rezumă întregul proces de formare a deltei, întreaga ei geneză geologică. Delta de azi s-a format într-un estuar marin în care s-au depus aluviunile fluviului și nisipul mării. Geneza deltei continuă. Culegând apele celor 400 de afluențe ai săi, Dunărea aduce anual spre mare 70 de milioane de tone de aluviuni. Și fază după fază, asemănător cu evoluția ei din trecut, delta înaintează în mare. Printre cărțile pe care le-am luat cu mine pe insulă, era și un atlas paleontologic. Aplecându-mă asupra micilor scoici rămase din alte vremuri geologice, călătoream cu imaginația pe apele adânci ale mării Tetis, mare ce se întindea cu milioane de ani în urmă peste o bună parte din continent. Descendent minuscul al reptilelor mezozoice, șarpele de apă a prins un guvide. Alt șarpe își înghițea prada pe mal. Aceste fosile adunate în preajma insulei au o vechime de sute de milioane de ani. Proveneau din aceeași mare pe care am străbătut-o în imaginația mea. Peisajul insulei era ciudat și insolit. Tot ce ne înconjura avea farmecul unei lumi sălbatice, primitive. Flori de nalbă. Pe continent sunt cultivate în jurul caselor. Aici cresc libere pe întinderi mari. Natura ei ne captiva și fiecare dintre noi
își manifesta admirația în felul său propriu. Am găsit această schiță ascunsă în iarbă. Aparținea soției ei, care își completa instantaneile fotografice cu mici notații în culori. Păsările ne pasionau pe toți. Urmărindu-le zborul, unul din prietenii mei, fumător înveterat, uita până și de nelipsita lui pipă. Pentru fiul meu, Popina a însemnat țara minunilor, unde pozele colorate din cărțile cu povești prindeau viață plină de soare. Era primul lui contact cu natura liberă, virgină, neîngrădită în parcuri. Tot ce vedea era nou. Reacțiile erau spontane și neașteptate. Prietenia nu a întârziat să se lege. Expediția era însoțită de câteva păsări crescute printre oameni. Prezența lor adăuga călătoriei noastre o notă de exotism și pitoresc. Popasul pe Popina se apropia de sfârșit. Ne așteptau alte locuri cu alte mărturii despre geneza deltei. Geneza împletită strâns cu trecutul oamenilor care au trăit în deltă și în preajma ei. Navigăm spre capul Dolojman. Cu 2 milenii și jumătate în urmă, când vechii corăbieri din Milet au ajuns aici pentru prima oară, de malurile stâncoase ale capului Dolojman se spărgeau valurile pontului Euxin. Un oraș cetate domina întinsul golfului Halmiris. Săpăturile întreprinse pe ruinile anticului Argamum au scos la lumina zilei ceramica greacă din secolele al VII-lea și al VI-lea înaintea erei noastre, ceramica atică cu figuri roșii, obiecte de bronz din perioada romano-bizantină, monezi cu efigiile lui Constantin și Justinian, un bastion al cetății. Oamenii au trăit în preajma gurilor Dunării încă din Paleolitic. Acest timp, secolul al VII-lea înainte erei noastre, Istria a dăinuit un mileniu, apoi a fost părăsită și a murit înconjurată de mlaștini. Un port înfloritor la început, cetatea a fost izolată de mare prin bancuri de nisip și corăbierii și-au văzut barată calea. Navigatorii romani foloseau în deltă vase ușoare, dar și acestea erau expuse la pericolul împotmolirii. Iată rămășițele unei corăbii romane găsite în deltă la o mică depărtare de Istria. Epava fusese îngropată de aluviuni ca și aceste obiecte de artă de pe vremea vechilor corăbieri greci. Istoria cetății în monezi. Moneda independenței, vulturul de mare ținând în gheare un delfin. Alexandru Macedon, cuceritor al cetății. Împărații romani au stăpânit cetatea timp de secole. Aurul Bizanțului a fost cel din urmă. Tot aurul din lume nu mai putea salva cetatea de la declin și izolare.
Natura era mai puternică. În jurul coloanelor de marmură, în jurul termelor și altor edificii mărețe, se întindeau tot mai mult, tot mai aproape, mlaștinile și stufăriile deltei. Și curge largul Istros spre negrul mării cer, se varsă larg ca Nilul prin numeroase guri. Ne-am amintit de acest vers al lui Ovidiu într-o noapte cu lună printre ruinele Istriei. Exilat la Tomis, Ovidiu a cunoscut și Istria. A cunoscut-o și a umblat pe aici, călăuzit către cetăți. Două cetăți, două destine. În zadar am căutat noi Istria pe o hartă medievală a deltei. Alte cetăți răsăriseră în preajma gurilor Dunării. Heracleia a fost una din ele. Înălțată pe un deal stâncos în preajma lacului Babadag, Heracleia pare desprinsă dintr-o carte de basme. Aceste ziduri au fost înălțate de genovezi. Originea cetății rămâne însă învăluită în mister. Părăsind lagunele din sudul deltei, ne-am continuat spre nord, pătrunzând tot mai adânc în labirintul verde cu stufării și ape. Vasul nostru nu avea un itinerar dinainte stabilit. Urmam un drum sinuos, de altfel ușor de urmat în păienjenișul gârlelor și canalelor deltei. De călăuză, ne era dorința să pătrundem cât mai adânc în intimitatea acestei lumi, să-i cercetăm locurile cele mai tainice, să înțelegem rosturile într-o lume modernă, civilizată. Ne trăgeau coloniile de păsări. Dintre cele 300 de specii ce se întâlnesc în deltă, multe cuibăresc în aceste desișuri. Păsări rare ca stârgul galben sau țigănușul nu se mai întâlnesc decât în puține locuri din Europa. Podoaba ornitologică a deltei, pelicani, trăiesc aici în cea mai mare colonie de pe continentul nostru. Ocrotiți cu discreție de om, pelicanii își continuă existența într-o rezervație izolată, în care, pătrunzând, te simți parcă transportat într-o altă eră geologică. Iulul Roșuleț ne-a atras cu apele lui limpezi. Doream să întreprindem o incursiune subacvatică pentru a cerceta structura intimă a plaurilor, pentru a vedea cu ochii noștri confruntarea dintre apă și stuf, dintre apă și alte plante ce o înnăbușe. Filmările subacvatice în deltă sunt legate de multe greutăți. Apele sunt puțin adânci, de multe ori tulburi. Vegetația abundentă face înaintarea cu aparatul de filmat deosebit de anevoioasă. Aceste plante se dezvoltă năvalnic în fiecare primăvară, apoi mor și cad la fund. Cu timpul, mâlul organic transformă gheolul în mlaștină.
pletitura de rădăcini a unui plaur. Și plaurii și stuful crescut pe fundul apei rețin mari cantități de aluviuni. Fenomenele de viață și de moarte, cantități uriașe de materii organice ce se adună în deltă, joacă un rol însemnat în evoluția ei. Plăurașii plutitori, purtați de colo până colo de vânt și de ape, sunt un simbol al acestor locuri în veșnică transformare. Viața omului este legată aici, mai mult ca oriunde, de natură. O natură instabilă, plină de schimbări și surprize, care dezvoltă la om puterea lui de adaptare. Am simțit într-o zi nevoia să arunc o privire de ansamblu asupra deltei. Elicopterul m-a purtat peste imensa mare de stuf cu ochiuri de apă și meandrele fluviului. Datele și cifrele geografice căpătau acum semnificații concrete. Suprafața deltei este de 4.340 de km pătrați. Aproape 3.000 de km pătrați sunt acoperiți cu stuf. Peste lagunele sudice am revăzut cetatea Istria. Cetatea ce a rezistat atâtor oști și năvăliri, dar care a murit asediată de natură. În jurul Eracleei am zăbovit cu gândul la permanența stâncii în vârful căreia ea a fost înălțată. Era aceea stâncă ce se înălța cu 60.000 de ani în urmă peste câmpia deltei cu rinocerpă roși și mamuți uriași. Retrasă din pricina glaciațiunii, marea de atunci primea apele Dunării cu mult mai jos. Datorită variațiunilor nivelului mării, teritoriul deltei a fost de mai multe ori invadat de apele marine. Înfățișarea ei actuală nu e mai veche de 10.000 de ani. Formarea deltei continuă. Vedeam de sus pământuri noi spre care naviga și vasul nostru. Marea era aproape. Opriți de ape cu adâncime mică la gura unei gârle, ne-am continuat drumul cu lotca. O altă insulă era la capătul acestui drum. Ne-am întâlnit cu marea. Cu marea ce iubim cu toții. Se încheia prima etapă a călătoriei noastre. Nu eram decât la începutul unei mari expediții. Ne așteptau oamenii deltei, păsările ei, locurile pe care încă nu le cunoșteam. Pasul a fost scurt. Ne-am întors în deltă, atrași din nou de tainicile ei drumuri.